Canicula parcă nu ne mai dă pace, temperaturile sar zilnic de 30-35 de grade Celsius, iar pentru mulți dintre noi, o repriză de scăldat este cea mai bună soluție pentru a ne răcori. Din nefericire, în ultima perioadă au fost înregistrate situații dramatice, zeci de persoane pierzându-și viața după ce s-au înnecat. În luna iunie a acestui an, apele au luat 35 de vieți. Astfel de tragedii se produc din nefericire în fiecare vară, iar dovadă stau cele 33 de persoane care s-au necat în luna iunie a anului trecut. Vremea, din ce în ce mai caldă, îndeamnă pe oameni la scăldat, însă, pentru evitarea unor adevărate drame, este foarte important ca scăldatul să se facă doar în locuri special amenajate pentru not. În cele mai multe situații, curentul puternic, adâncimea apei și teribilismul stau la baza unui scenariu dramatic. Condițiile de not pot fi imprevizibile în râuri, iazuri, lacuri sau în mare. Chiar și persoanele care noată bine pot obosi, pot avea crampe musculare sau pot fi prinse într-un curent de apă. Salvatorii din cadrul IGSU recomandă în primul rând părinților să-și supravegheze copiii atunci când merg la piscine, la mare sau în alte locuri destinate notului pentru a evita eventuale accidente sau tragedii. Cel mai important aspect pe care părinții și bunicii trebuie să-l înțeleagă este că nu trebuie să-i lase pe copii nesupravegheați la scăldat. Fiecare părinte trebuie să aibă în vedere siguranța copilului, este foarte important să nu-ți pierzi copilul din câmpul vizual, nici măcar o secundă. Oricât de bine înnoată copilul, nu aveți garanția că ceva rău nu se poate întâmpla. Explicațiile copiilor, pericolul la care se expun scăldându-se în locuri neamenajate și consecințele grave, uneori chiar tragice, ale acestor acte de teribilism. Cel mai important se recomandă evitarea scăldatului în lacuri sau în râuri, acolo unde acest lucru este interzis. Pentru evitarea situațiilor care vă pot pune viața în pericol, respectați următoarele măsuri. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate pentru un not și respectați avertizările privind interzicerea scăldatului. Evitați căldaturi în lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții foarte puternici, albile nămăloase sau acoperite cu plante, pietre, crenci sau trunchiuri de copaci. Evitați să intrați singuri în apă, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu știți să notați. Nu intrați în apă după ce ați consumat alcool sau pe timp de noapte. Nu intrați în apă rece după expunerea prelungită la soare. Nu săriți în apă de pe platforme, poduri sau alte construcții. Nu lăsați niciodată copiii nespravegheați în apă sau în apropierea acesteia, nici măcar în piscinile achiziționate pentru cei mici. Echipamentele speciale pentru siguranța notului, colac de salvare, aripioare sau tuburi gonflabile, trebuie utilizate de către copii sub atenta supravegherea unui adult. Având în vedere numărul mare de accidente, pompierii din cadrul IGSU recomandă celor care merg la mare în stațiuni sau în alte zone turistice să se informeze înainte de a pleca să asculte de indicațiile autorităților și să evite pe cât posibil locurile necunoscute.